Bun regăsit la o ediție specială Agenda Copiilor de 1 iunie, când nu doar că ar trebui să ne bucurăm la joacă alături de copiii noștri, ci și să reflectăm asupra ceea ce este de făcut mai bine pentru ei, astfel încât să nu cunoască fața umbrită a copilăriei. Sunt Andreea Marin și vă propun să aflăm despre ce este vorba. Agenda Copiilor. Copiii au nevoie de iubire din prea plin, iar noi trebuie să le oferim. Nu există risc să crească prea răsfățați din cauza ei. Răsfățul se definește altfel, avertizează psihologii. Peste 2400 de cazuri de abuzuri asupra copiilor au fost raportate în prima jumătate a anului trecut la telefonul copilului. În perioada de pandemie s-a intensificat cyberbullying-ul. Copiii se plâng că la școală nu primesc ceea ce au nevoie și nu sunt înțeleși. Unii profesori recunosc că școala face și ea ce poate. Adulții au la dispoziție o formă de terapie care presupune întoarcerea la copilul interior pentru a obține performanțe în viața personală, carieră sau sport. Deschiderea către cultura de bună calitate se deprinde din familie și un zâmbet pe final de emisiune. Mulți dintre copii nu ajung să cunoască în prima copilărie iubirea, afecțiunea sau apropierea. Părinții sunt prea ocupați cu munca sau la rândul lor au crescut convinși că micuții se pupă doar în somn pentru a nu-i răsfăța prea mult. Paradoxal sau nu, în anul 2021 încă se mai spune mi-am făcut copil să aibă cine mi-aduce la bătrânețe o cană cu apă. Concepție nepotrivită, avertizează psihologul Ligia Moise, care trage și un semnal de alarmă mamelor. Starea lor emoțională o influențează direct și uneori irreversibil pe cea a copilului. Regulile se impun de la început, cu blândețe și cu multă iubire. Copiii trebuie crescuți cu multă iubire. Nu există risc de supradoză. Avem noi atât de multă iubire de dăruit? Știm avem, noi cum să o... Nu știm, exact. Mai ales față de copiii noștri. O, Doamne, avem. Dar ce ne facem cu exprimarea? Propun să discutăm despre niște modele frecvente în familia românească. Copilul nu se pupă decât în somn. Bătaia este ruptă din rai. Îmi fac copil ca să aibă la bătrânețe cine să-mi aducă o cană cu apă. Din păcate, da, acum nu se pupă decât în somn. Există modelul acesta, este total greșit. Oricât de mult aș manifesta iubirea, nu există niciun risc. Riscul există când fac lucruri în locul lui și el crește crezând că toate îi se cuvin. Nu, copilul trebuie să știe că este iubit, pentru că de acolo se întâmplă foarte multe lucruri bune. Are încredere în el, în relațiile de iubire, va ști să ceară și va ști că merită. Dacă îi sunt aplicate corecții corporale, dacă îl abuzezi de emoțional și spune ești prost, nu ești în stare de nimic, el nu va fi în stare să performeze sau să înțeleagă că e bine sau nu e bine să facă un lucru. Bătaia niciodată nu va aduce ceva bun. Bătaia este doar o manifestare a neputinței abuzatorului. Cana cu apă. A, nu, nu. Dacă el va înțelege că există pe lumea asta doar ca să mă servească pe mine, e total greșit. E ca și cum aș zice, mi-am făcut un sclav. Cum adică? Tocmai pe copilul meu îl fac sclav pe lumea asta? Există 4 mari forme de abuz. Abuz fizic, abuz emoțional, abuz sexual și abuz prin neglijare. Copilul căruia i s-a dat hăinițe, masă, nu știu ce, dar din punct de vedere emoțional nu-i se oferă nimic. Te-am ținut în școală, ți-am dat de mâncare, păi era obligația ta de părinte. Era în fișa postului. Faci copii, trebuie să aibă acoperiș, măcar minimul ăsta, și măcar 2 mese pe zi. Iar asta cu te-am dat la școală, dacă el nu performa, dacă el nu făcea efortul de a învăța, de a înțelege, de a face ceva, noi putem să plătim 7 școli. Meritul este al copilului de a fi terminat. Există acest model, copilul investiția părinților? Ah, copilul medalia de la gâtul părintelui, din păcate. Da, sunt mamele care au stat acasă, de exemplu, multe dintre ele, nu toate, care nu s-au mai regăsit în relația lor de cuplu, au fost total nefericiți acolo, fac din copilul lor medalia de la gâtul lor. Super grijă, peste timp. Păi, primii ani, ca părinte, sunt foarte grei și pentru că lucrurile evoluează foarte repede, mai ales în primul an de viață al copilului și trebuie să facă față. Sunt foarte multe griji și foarte
foarte multe întrebări. E, și atunci grija asta exagerată pe care trebuie să o avem în primii ani de viață, mai ales când copilul nu știe să se exprime, nu știm să renunțăm la sau să o lăsăm mai moale în funcție de etapa de viață pe care copilul o parcurge. Un lucru pe care părinții ar trebui să-l facă, să devină conștienți, dincolo de orice carte de parenting sau eu știu ce altceva, este să înțeleagă că le-a crescut copilul și că ei nu mai trebuie să facă toate în locul lor. De exemplu, la 10 ani copilul deja are gândire logică și atunci trebuie să schimb discursul și să mă înțeleg cu el din perspectiva asta. După care trebuie să înțelegem că la adolescență este absolut natural și firesc ca el, cu ghilimele, să iasă din casă, să plece de lângă familie, să se desprindă ușor, ușor și să se învețe să trăiască în societate. El are nevoie de aprobare și de validare de acolo ca să se dezvolte armonios. Când tot dădeai tu exemplele astea, mi-am adus aminte, eu am avut acum câțiva ani buni un pacient, fac apel la imaginația voastră. Imaginați-vă, mi-a intrat în cabinet un domn de 30 de ani care avea 1,90 m și peste 100 de kilograme și care mi-a zis că, fiind pe drum spre cabinet, l-a sunat mama lui să-i spună: ai grijă pe unde traversezi. Deci există, nu sunt povești. Riscul cel mai mare este să ne alienăm copiii dacă nu renunțăm la această frică pe care o aveam în primii ani și o menținem și peste 25 de ani. Cât de importantă este relația cu mama din starea intrauterină până la 100 de ani? Te-ai dus direct în viața intrauterină. Vă dați seama că acolo depind total de mama mea și de ce face ea și de ce se întâmplă în jurul ei, în viața ei. Corpul mamei mele a făcut lichid amniotic ca eu să pot să mă simt în siguranță și să mă pot dezvolta acolo. Deci este extrem de simbiotică relația. În primii ani, copilul depinde cu totul de mama lui. Și atunci, de aia și de cele mai multe ori, dincolo de iubire, vrem să-i facem mamei pe plac, pentru că foarte mult timp am depins de ea. Viața noastră a depins de ea. Ce poate să facă pentru copilul ei este să-l ajute să devină un adult independent. De fapt, dacă e să sumarizăm, ăsta trebuie să fie obiectivul mamei mele. Am văzut un videoclip făcut în cadrul unui studiu psihologic. Un bebeluș de 6 luni era pus în fața mamei lui, iar mama lui era rugată să simuleze diferite emoții. Ah, da, da, știu. Cât de importantă este starea emoțională a mamei în raport cu copilul ei? Extrem de important. E o comuniune acolo între cei doi extraordinară. Copilul învață să înțeleagă care este starea mamei sale, pentru că știe că în funcție de aia lui va fi bine sau nu îi va fi bine. Ori dacă tot timpul o văd pe mama mea încruntată, eu însă cred că viața e foarte grea. Și copilul care probabil va face tot ce stă în puterea lui ca mamei lui să-i fie bine. Dacă îi va reuși, va fi grozav. Dacă nu, el va crede că nu e în stare de nimic. Că indiferent de ce încearcă el să facă, nu o să-i reușească. Îmbrățișarea părinților, pupicul de noapte bună și basmul dinainte de culcare pot constitui rețeta perfectă pentru un somn bun și odihnitor, atât de necesar pentru a crește mare. Se pun însă întrebările: cum a evoluat în ultima perioadă consumul de basme la noi în țară și câtă nevoie mai este de supereroi pentru copiii noștri, în condițiile în care constatăm pe zi ce trece către copilăria plină de basme care fac totul posibil și rutina deprinsă în școală, se creează o falie destul de adâncă. Scriitorul pentru copii, Petre Crăciun. Basmele și poveștile vor fi în permanență de un mare interes. Copilul are nevoie de fantastic. Ori fantasticul îl regăsești în basme, îl regăsești în povești. Eu chiar în ultimul an, în perioada asta de pandemie, am scris vreo 30 ceva de povești noi și basme. Le-am și adunat într-o carte care se numește 100 de basme și povești Odaia Fericirii, pentru că eu cred că în Odaia Fericirii apar poveștile. Și este o carte care, iată că este foarte căutată din secolul 21. Dumneavoastră la origine sunteți profesor de istorie. Ați relaționat cu copiii de-a lungul timpului destul de intens. Aveți copiii dumneavoastră, aveți și o nepoțică să vă trăiască. Cât Mulțumesc. De multă nevoie au copiii de supereroi care să-i salveze și să-i scoată din încurcături? Andreea, este determinant pentru copii. Nevoia de acel bine care învinge, indiferent ce ar fi, pe care noi luăm din povești, este pentru copil mai mult decât o hrană. Pentru că fiecare copil, la vârsta aceea, poate avea angoasele lui. Chiar fiul meu cel mare, Andrei, îmi spunea că în perioada copilăriei, probabil că se speriase de la ceva desene animate și vedea tot felul de monstru.
monstrulesc care veneau pe la colțurile camerei și mesajul pe care povestea ți-l dă, și anume faptul că binele învinge indiferent ce ar fi, este salvator pentru copil. Îi dă liniștea că indiferent ce ar fi, până la urmă, el este protejat. Că vine personajul acela pozitiv din basme și te apără de zmeu, te apără poate de fricile tale, te apără de societate, te apără de ceea ce este rău. Pleacă copilul, să zicem, în cazul fericit, dintr-o familie în care primește dragoste, afecțiune, atenție, tot ce îi trebuie pentru a crește armonios. Primește basme din partea dumneavoastră, da, în care îi se spune că binele învinge rău, cu alte cuvinte, îi se dă un nimb de speranță. Și ajunge în școală, pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine. Da. Se simte el și în școală ca într-un cuib. Of, școala la ora actuală, din nefericire, nu este ceea ce ar trebui să fie. Foarte mult s-a schimbat, a scăzut gradul de profesionalizare și de profesionalism, a scăzut gradul de interes al unor dascăl, să nu zic toți, pentru că îi cunosc pe unii și sunt oameni cu adevărat. Copilul nu regăsește ceea ce ar trebui să regăsească în școală, de aceea el are nevoie să vină pregătit pentru a face față unor situații. Și dacă nu o să înțeleagă dascării lucrul ăsta, pariul este pierdut. Copiii s-au schimbat foarte mult. Au alte așteptări, au alte cunoștințe, așteaptă altceva de la școală. Eu de câte ori merg în școală și aici, Andreea, știi foarte bine, eu merg foarte mult în școală. Eu reușesc să creez niște momente de bucurie și de fericire pentru copii. Îi văd cum se bucură uneori că întrerup lecțiile, că nu mai aud nu știu ce în sfârșit. Deci nu școala e de vină. Eu am văzut copii fericiți în clasă, în școală, doar pentru faptul că le-am oferit altceva. Și am întrerupt o lecție, le-am spus o poezie. În cazul în care aceste schimbări totuși nu vor putea fi făcute, întrevedeți că se va crea o falie foarte adâncă între ce învață copiii din basme, că și ei pot fi supereroii vieții lor, personajele principale din filmul vieții lor, din viața lor, și momentul de la școală când trebuie să stea închistați. Mi-aduc aminte imaginea dinainte de 89, cu degetul la gură și cu mâna cealaltă la spate, sau stai cuvinte, vino cu mama atuns la școală sau cu tata atuns la școală. Am și eu asemenea amintiri, da, și cred că s-a creat deja o falie, pentru că trebuie să ia școala în piept și să suporte toate aceste lucruri care îi pot marca uneori în mod serios, să știți. Tot ce se întâmplă în perioada școlară, copilul nu va uita. Asta trebuie să ținem noi cont. Da, trece peste, dar astea rămân, îl marchează în viața lui. Și, din păcate, vor fi copii care vor avea de suferit de pe urma faptului că noi, adulții, nu reușim să transformăm școala în ceea ce trebuie să fie. O spun cu foarte mare tristețe. Sunt fost profesor, am predat, altfel lucram eu pe vremea aceea. Asociația Telefonul Copilului și un operator de telefonie mobilă au pus la dispoziție copiilor 3 instrumente gratuite prin care pot solicita sprijin în situația în care sunt victime ale abuzului, indiferent de forma pe care el o îmbracă. Prima, aplicația mobilă de consiliere a adolescenților și tinerilor direct de pe telefon, Happy Graph, platforma educațională și de consiliere online www.116111.ro și linia europeană de asistență pentru copii 116111. Cătălin Radu vine cu detalii despre ultimile cifre privind abuzurile în rândul copiilor. Asociația Telefonul Copilului a înregistrat în primele 6 luni ale anului trecut peste 2400 de cazuri de abuzuri raportate la numărul 116111 sau prin aplicația Happy Graph, cu 15% mai multe sesizări comparativ cu anul anterior. Printre formele abuzurilor sesizate se regăsesc mesaje denigratoare, intimidare prin răspândirea de zvonuri, informații false, șantaj privind utilizarea unor imagini cu victimele aflate în situații neadecvate sau distribuirea de pagini online cu conținut neadecvat minorilor. Numărul cazurilor semnalate este probabil doar o mică parte din totalul agresiunilor la care minorii sunt supuși, având în vedere că 95% dintre copii au încercat să-și rezolve singur problemele create de abuzul de tip cyberbullying. Doar atunci când abuzul a escaladat, aceștia au apelat la consilierea oferită de ONG. Cu o prevalență destul de mare în ultimii ani, în categoria abuzului de tip cyberbullying se regăsește și fenomenul prădătorilor sexual de pe rețelele sociale, care acționează de obicei de pe conturi false pentru a-și atrage victimele prin mijloace specifice. Cei mai expuși acestui tip de abuz sunt copiii în pragul adolescenței, care au acces la tehnologie, încep să participe la plimbări tot mai lungi cu prietenii și colegii, dar care nu au maturitatea de a înțelege comportamentele inadecvate. Când se confruntă cu abuzul de tip cyberbullying sau sunt expuși unor situații neplăcute, doar 5% discută cu părinții, potrivit datelor înregistrate de asociație. Psihologii recomandă
părinților să încerce să stea mai des de vorbă cu copiilor, să le asculte problemele și să informeze despre riscurile la care se supun atunci când accesează internetul. De asemenea, se pot instala pe telefonul copilului aplicații specializate prin care părintele poate vedea în timp real care este traseul de plimbare al copilului, dar și care este conținutul online accesat de el. În Iași este în derulare un proiect care chiar a reușit să stabilească o punte comunicațională cu cei aflați într-o astfel de situație. În cadrul campaniei Impact Stop Bullying, un psiholog, un polițist și un avocat merg să discute cu elevii în școli, acolo unde se și petrece acest fenomen. Și surpriză, mulți sunt dispuși să vorbească despre ce li se întâmplă, spune Roxana Oana Rotaru, președintele Asociației ROR și inițiatoarea campaniei Impact Stop Bullying. Dacă există bullying la noi în școli, din păcate da, destul de grav, aș spune eu, cu implicații psihologice destul de importante în dezvoltarea copiilor noștri. Datoria noastră ca părinte să-i observăm cercul de prieteni, cum se simte la școală, care sunt rezultatele școlare, pentru că bullying-ul trage un semnal de alarmă în mediul familial. Copilul nu își mai dorește să meargă la școală, devine retras, uneori somatizează acele supărări ale lui prin tulburări de nutriție, tulburări de somn, apare depresia, uneori sunt tentative de suicid. De aceea, în cadrul campaniei, noi spunem merge acasă și vorbește părinților tăi despre acest lucru. Semnalează această problemă profesorilor din școală. Ei fiind adulți vor ști cum să gestioneze această situație încordată. Ascunzând sau sperând că această problemă va fi rezolvată cumva și că abuzatorul își va muta atenția către un alt coleg, este de cele mai multe ori falsă. Pentru că în bullying poți rămâne toată perioada gimnaziului sau liceului. Are bullying-ul caracter repetitiv? Absolut. Asta este caracteristica lui, cea mai importantă. Face viața unui copil un calvar. Vorbim aici de etichetări, de amenințări, de hărțuiri, bătăi uneori. Cum se pot rezolva aceste situații? Pentru că, din păcate, de cele mai multe ori, în acest 2021, se merge pe principiu uită ca să poți merge mai departe. Da, celebru principiu din psihologie al supraviețuirii. Vreau să vă spun că în această perioadă de 2 ani de zile, deschiderea copiilor este extraordinară. Ei doresc să rezolve aceste probleme. De aceea am prins, ca și grup țintă, profesorii, elevii, părinții. Cred că este un triunghi foarte bine definit, unde acest bullying, surprins în toate părțile, poate fi măcar diminuat. În școli, în casă și nu numai. Dacă ar fi să facem o hartă a României, unde anume este el foarte pregnant? Prin ce zone? Campania noastră a ajuns și în mediul rural. Vreau să vă spun că acolo cazurile sunt extrem de rare în față de mediul urban. Un rol foarte important în acest bullying îl au părinții. Vedeți dumneavoastră etichetările? Faptul că părinții unor copii formează un copil prin tot ceea ce reprezintă el ca apariție, identitate, la un anumit standard, iar alții nu își pot permite acest lucru. Această discrepanță între copii poate ajunge în acest punct al etichetării, o caracteristică a bullying-ului. În acest an și jumătate de pandemie de COVID-19, când copiii s-au dus la școală foarte puțin în comparație cu alte perioade, deci teoretic contactul direct cu școala și cu ceilalți colegi a fost redus, ei au fost expuși vreunei forme de bullying? Cyberbullying-ul este prezent ca și bullying-ul face-to-face. Polițistul din cadrul echipei ROR le spune la activitățile noastre cât de important este să știi ce prieteni ai în listă, să-i cunoști pe toți, să fie cei din viața reală, să facem diferența între un prieten virtual și ne poate sta în spatele acelei imagini de pe Facebook sau de pe Instagram. Pericolul expunerii vieții private în mediul online. Uneori tinerii fac fotografii care nu ar trebui să ajungă în mediul online. Unii colegi distribuie acea fotografie și copilul este expus public la anumite situații deloc plăcute. Este o formă de bullying, da? De cyberbullying. Cum se manifestă abuzatorul? Abuzatorul, în primul rând, câștigă încrederea și apoi cer diverse informații, diverse fotografii, de regulă indecente, în care copilul nu crede că îi se va întâmpla ceva. Tensie foarte mare din partea părinților. Aici nu vorbim de un control care copilul să-l perceapă ca o pedeapsă sau ca neîncredere. Nu. Comunicarea între părinte și copil trebuie să fie reală, frumoasă, de încredere reciprocă. Și atunci, care sunt pașii? Dacă mie, copil, mi se întâmplă așa ceva? Părinții ori fac sesizare la poliție și se găsește IP-ul acelei persoane, ori blochează pur și simplu acel cont. Există acele condiții de confidențialitate care sunt prezente atât pe Instagram cât și pe Facebook și nu numai. Semnalați această problemă printr-un screen din conversație sau a contului pur și simplu ca fiind un abuz, hărțuire, un act de violență în mediul online. Și atunci se vor lua măsuri de către cei care dețin aceste platforme.
și rămânem în atmosfera școlii, pentru că și în prezent copiii se declară nemulțumiți de modul în care îi primește școala. Felicia Mocanu. Să începem cu prima oră a zilei, care, pentru majoritatea elevilor, este 6-7 dimineața, când sunetul alarmei este tare neprietenos. De aceea, majoritatea elevilor și-ar dori să se trezească mai târziu cu o jumătate de oră, iar orele de școală să înceapă după 8:30, pentru că ar fi mult mai relaxați la ore și s-ar putea concentra mai mult. Ce nu le mai place elevilor? Programa școlară este una destul de încărcată, cu multe teme, se pune accent pe partea teoretică și mai puțin pe cea practică, li se cere să învețe pe de rost și puțini sunt cei care înțeleg cu adevărat ceea ce învață. Sistemul clasic este concentrat pe acumularea unor cunoștințe și asimilarea unor comportamente. Deși sunt conștienți de importanța învățăturii, elevilor români nu le place să meargă la școală la orele de curs care presupun materii obligatorii și programe de studiu plictisitoare, spre deosebire de sistemele educative din străinătate, unde fiecare elev își alege singur materiile la care își dorește să studieze și să dea examene. Din cauza programei stricte și monotone, elevii români recunosc că întârzie frecvent la ore și obișnuiesc să chiulească, mai ales de la materiile pe care le consideră inutile, rata chiulului în România fiind una dintre cele mai mari din lume. În plus, sunt fie prea multe teme, fie prea grele. Toate aceste teme trebuie făcute după 6-7 ore de stat la școală. Trebuie să scrie și să citească file întregi din cartea de istorie, fizică sau chimie neaplicată, să rezolve probleme la matematică neancorate în realitate, o mulțime de definiții și teorie inutilă. Cam asta povestesc copiii despre orele de curs. Și da, lista poate continua. Elevii se tem de note mici, se tem de comparații și clasamente. De multe ori spun că există o permanentă vânătoare de note. Lucrările neanunțate sunt stresante, iar copiii încep să urască materia respectivă, uneori ghiozdanele mult prea grele, profesorii poate mult prea exigenți, materia plictisitoare. Sistemul clasic de învățământ din România este unul cu multe provocări, iar părinții care optează pentru acesta sunt conștienți că trebuie să accepte unele compromisuri. Ce-mi doresc eu ca părinte și probabil ca mulți alți părinți este ca propriul copil să meargă la școală cu drag. Școala trebuie să fie un loc în care copiii să fie relaxați, încurajați, un loc în care trebuie să-și descopere calitățile și să le pună în practică. Copiii sunt treziți cu noaptea în cap pentru a fi prezenți la ore, uitându-se parcă faptul că fiecare și-are bioritmul său, că unii au mai mare eficiență și creativitate dimineața, în timp ce alții după amiaza și, în fine, cea de-a treia categorie, seara și noaptea. În plus, psihologii au demonstrat că nu toți au aceeași emisferă cerebrală dezvoltată și deci nici aceleași inclinații de studiu și obiceiuri de învățat. Apare în context și o falsă nelămurire de ce nu sunt atenți la ce li se predă. Cosmin Brumă, de exemplu, a avut în timpul liceului un parcurs de invidiat de mulți. A obținut premii la mai multe olimpiade și concursuri naționale, dar acest lucru nu i-a asigurat deloc un traseu lin. Este acum student la drept și s-a implicat într-un proiect prin care își propune să-i ajute pe ceilalți tineri. Fii tu succesul! Pentru că încă și-aduce aminte cât de greu i-a fost în anii petrecuți în băncile școlii. Trebuie să ne dăm seama totuși că suntem în anul 2021 și că școala nu se mai face ca acum 100 de ani, nici măcar ca acum 20 de ani. Generațiile care vin sunt total diferite. Noi avem o tendință de a fi mai aplicați spre ecran, tehnologie și, din păcate, școala românească a rămas cumva în urmă. Nu a făcut pasul spre înțelegerea elevilor, spre niște evaluări reale, pentru că noi încă ne bazăm pe niște note care nu reprezintă ceea ce știm noi. Nu ne ajută tot ceea ce facem la școală. Noi ne trebuie niște materii adecvate care să ne pregătească pentru viitor. Nu mai spun de copiii care au potențial și nu sunt valorificați. Nu mai spun despre copiii care nu au potențial și se trage de ei prea mult, în loc să fie îndreptați spre o carieră vocațională. Aș propune să ne oprim la relația cu profesorii. Sunt ei toți acel simbol al domnului trandafir din lecția de la școală? Blânzi, calzi, iubitori, al treilea părinte? Cel puțin experiența mea și experiența colegilor mei, căci am auzit multe povești, ne face să credem că nu toți profesorii sunt calzi, blânzi, buni. Pentru că atunci când nu străiești vocația de profesor, în același loc cu o clasă plină de copii agitați, este un război total. Sunt puțini profesori la momentul actual care să facă față necesităților de a fi blând, de a fi bun, de a fi înțelegător. Dar există, eu nu spun că nu există.
Inteligența este o garanție că relația cu profesorii este una de succes? Nu este suficient să fii inteligent sau să fii performant la o anumită materie. Nu este suficient să mergi la olimpiadă, pentru că te va înțelege profesorul care mergi la olimpiadă. Dar când revii la școală, te spar toate în capul tău, pentru că trebuie note, deci ai absentat. Eu m-am confruntat cu tot felul de situații în care mi se spunea că eu, dacă sunt olimpic la istorie, nu am ce căuta la o clasă de matematică informatică bilingvă. Mi s-a spus asta când eram în clasa 11. Vă imaginați? Adică ce treabă avea respectivul profesor cu faptul că eu am o dorință de a mă dezvolta în toate direcțiile. Deci eu performam cum puteam, cum reușeam, la toate materiile. Ai avut parte și de agresivități verbale și fizice? M-am simțit uneori atacat, cel puțin verbal, și nu numai eu, ci mai aveam un coleg care se ocupa de teatru. Se spunea că ești prost, că nu știi, că nu te-ai pregătit. Practic era imposibil să te pregătești pentru fizică tu când veneai cu capul doldora de istorie, într-o săptămână să faci rapid trecerea la fizică. Nu poți să-mi acuz profesorii foarte tare, pentru că încă am fost într-un liceu destul de înțelegător, dar am auzit de cazuri mult mai grave. Dar existau anumite discriminări, pot să le spun. Mereu existau mai multe înțelegeri, o trecere mult mai ușoară la nivel de direcțiune. Existau burse speciale pentru matematică la istorie. Nici nu-i vorba de așa ceva. Pe panoul de onoare, de obicei se puneau acolo doar persoane care se ocupau de materii reale sau pe baza unui punctaj se stabilea cine este elevul anului. N-am auzit o singură dată de un elev al anului care să provină de la materii umane. Și nu pot să-mi dau seama exact de ce, dar se mergea cumva pe uniformizare, niște false valori la un moment dat. Noi suntem liceu de mate, fizică, restul nu contează. Eu am avut foarte multe revolte, să știți. Chiar am avut un pic de suferit, pentru că, spre deosebire de alți colegi, eu aveam curajul de a spune lucrurilor pe nume. Dar, din păcate, foarte puțini au curajul acesta. Acceptă școala românească elevi care au curajul să spună lucrurilor pe nume? Răspunsul majoritar, cu o proporție covârșitoare, este nu. Au existat conflicte în Consiliul Elevilor, dar există și acum. Cum să se bage Consiliul Elevilor peste profesori? Cum îți permiți tu, care ești un simplu elev, să vii tu și să spui lui X că nu explică bine? Nu există o adaptabilitate, o flexibilitate. Hai să nu ne mai băgăm toți în aceeași matriță. O expresie sinonimică pentru bacalaureat este examenul de maturitate. După bacalaureat, tu te-ai putut considera pregătit pentru viață? În niciun caz. Bacalaureatul este total construit după niște principii aiurea, cel puțin la română. Nu este vorba de creativitate, este vorba despre memorarea unui număr oarecare de eseuri. Vii, le aștepți pe foaie și mergem mai departe. Eu am refuzat acest lucru, nu am învățat pe de rost eseuri. Am venit și le-am construit de la zero. Dar să știți că m-am confruntat chiar și la proba orală, la bacalaureat, cu o opoziție de acest gen de la o doamnă profesoară care mă evalua, pentru că vreau să ies din rând. Și nu putem spune că dacă ești evaluat la 3 materii teoretice, ești adult. În niciun caz. Noi trebuie să facem mult mai mult la școală, trebuie să facem dezvoltare personală, dezvoltare economică, să învățăm cum să gestionăm anumite probleme din viață. Sunt atâtea și atâtea lucruri noi care apar acum, monede virtuale, conflicte în Palestina. Nu vorbește nimeni despre ele. Noi vorbim în același timp și continuu despre, nu știu, Baltagul, pentru că episodul meu ridica că am dispărut de la noi, ignorăm literatura actuală. Noi mergem frumos în timp și stăm acolo pentru că trebuie să ieșim uniform și unor persoane le este frică să meargă mai departe, să facă pas. Școala trebuie să fie locul ăla în care mergi cu drag, să descoperi, să te descoperi. Trebuie să fie organizată pe celule mult mai mici din punctul meu de vedere. 15 elevi ar fi maximum, de fapt sunt 40, surpriză. Să nu reprezinte doar partea teoretică. Ar trebui să lucrăm cu psihologi. Un singur psiholog la școală nu este suficient. Psihologi care să analizeze fiecare elev. Hai să vedem pe ce este bună persoana respectivă. Hai să nu o chinuim cu matematică dacă ea vrea să devină biolog marin. Trebuie să cultivăm visul persoanei. Trecem de competiție, de amenințări, de stres. Și avem nevoie de o atitudine a profesorilor, care trebuie să fie bazată pe empatie, pe diversificare, încercarea de schimbare a paradigmei de predare. Și foarte important, și atitudinea elevilor trebuie să se schimbe. Pentru că nu vreau să arunc doar în profesori, dar există mari probleme și la nivelul elevilor și la nivelul părinților acestora. Și cred că părinții au o mare, mare responsabilitate în ceea ce se întâmplă la școală. De altfel, și profesorii recunosc că, citez, școala face și ea ce poate. Unii dintre ei însă, cu înclinații pedagogice reale, încearcă să facă din ora de curs un punct de sprijin pentru cei mici, dar câți ca ei? Patrick Danilevici, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Ion Creangă din București, spune că își dă toată silința să-i deprindă pe adolescenți cu descompunerea mesajelor din operele literare și contextualizarea lor. Fiecare generație își are propriul ei mod de a exista, acel modus vivendi, de a privi lumea. Noi, profesorii, trebuie să facem un efort la fiecare 4 ani să ne adaptăm noilor cerințe. Actul didactic presupune o reinventare continuă a profesorului. Diferențele sunt destul de mari. Cei de
acum sunt mult mai pragmatici, sunt interesați mai mult de tehnica de descompunere a unui mesaj, de contextualizarea lui foarte mult. Adică ce legătură are o operă a lui Rebreanu din 1920 cu contextul actual? Dacă nu contextualizezi lucrarea respectivă, n-ai nicio șansă să o mai predai. Copiii devin neinteresați. Crezi că profesorul trebuie să stabilească o conexiune cu copilul? Categoric, livrarea mesajului, indiferent de natura lui, ține de un anumit context. Generațiile trebuie să facă un pas înainte, să aibă deschiderea necesară pentru a capta niște informații, dar și profesorul de cealaltă parte trebuie să se deschidă. E reciprocă. Nu trebuie doar copiii să fie într-un fel, să fie buni, să învețe, să citească, să-și facă temele tot timpul, dar nici de partea cealaltă profesorul trebuie să se reinventeze continuu, iar atitudinea elevilor să fie una pasivă. Presupun că ești și diriginte. De ce se plâng copiii la ora de dirigenție când vorbești cu ei? Ce-i doare cel mai mult? Ei nu se plâng. La dirigenție, cel puțin la clasa mea, care e o clasă super, încercăm să discutăm lucruri pe care de regulă luați toți, și eu și ei, în valma aceasta a zilelor, nu avem timp să le procesăm foarte mult. De exemplu, relațiile interpersonale sau care sunt valorile în ziua de astăzi după care ar trebui să ne conducem. Sau puteți să ne învățați o chestie practică, nu știu, cum să învățăm mai repede sau cum să fim organizați sau cum să prioritizăm lucrurile. Sau mai nou acum că sunt pus într-un proiect cu Colegiul Creangă și cu Centrul pentru Jurnalism Independent pentru Educație Media, cum am putea să înțelegem mai bine informațiile care ne năucesc în fiecare zi și pe care le primim continuu. Putem să deconstruim acest mesaj? Există vreun element de gândire critică să nu fim manipulați? Pe vremea noastră la dirigenție se motivau absențe și ne plângeam de ceilalți profesori. Sigur, există și partea aceasta administrativă, nu ne? În care în 5-10 minute sau chiar mai puțin repede scutirile cei care au absentat ca să putem regla partea de catalog, apoi dacă s-a întâmplat ceva pe parcursul săptămânii care necesită negocierea mea sau prezența mea sau discuția mea cu un alt coleg de-al meu, după care trecem la ale noastre. Cum ți se pare că se raportează elevul la școală și cum ți se pare că se raportează școala la elev în 2021? Elevul se raportează la școală în funcție de personalitatea lui. Ne place sau nu ne place, cine are de învățat va învăța tot timpul, cine e obișnuit să chiulească, o va face tot timpul. Indiferent că am avut totuși un an dificil, mai ales cu această pandemie în care s-a stat pe online foarte mult, am avut tot timpul feedback, am avut cu cine să discut, aceiași elevi care preferau să nu învețe sau să nu-și facă temele și în perioada când mergeam fizic, același lucru l-au făcut și pe online. Aș putea spune că pe online s-au accentuat niște lucruri. De cealaltă parte, școala vine în întâmpinarea elevilor așa cum poate, pentru că noi depindem foarte mult și de alte structuri, este birocrație multă, lucrurile sunt la un moment dat neclare și trebuie clarificate. Sigur, avem și noi o libertate, dar libertatea noastră este minimă, la clasă. La clasă putem face lucruri frumoase, pentru că, contrar a ceea ce cred foarte mulți elevi din ziua de astăzi, eu le spun tot timpul, totul nu se reduce la a memora niște comentarii sau de a învăța pe de rost niște șabloane. Există viață după bacalaureat, adică poți să te folosești de foarte multe lucruri pe care le-ai învățat în liceu și când ai să termin, chiar dacă ai să fii într-un profil care n-are nicio legătură cu română, de exemplu. Programa, cum ți se pare, ca profesor, care trebuie să o predai? Să știi că noi avem libertate în ceea ce privește, de exemplu, alegerea operelor. Sigur că sunt impuși la un moment dat niște autori canonici pe care trebuie să-i parcurgem. Dar textele acestor autori canonici ni le putem alege noi. Eu nu sunt obligat să fac poezia testament a lui Arghezi. O să aleg orice altceva, în funcție și de disponibilitatea clasei. Ceea ce fac colegii mei la clasă depinde foarte mult și de modul în care ei se raportează la elevi, de modul în care ei au înțeles natura muncii lor și asumarea acestei munci. Programa, sigur, poate ar mai trebui adaptată pentru cerințele noi, dar eu n-aș muta-o cum observ o tendință doar în zona comunicării. Pentru că, sigur că se vorbește de analfabeții funcționali. Analfabeții funcționali, să mă ierte colegii din gimnaziu, dar sunt creați pe băncile gimnaziului. Pentru că testele PISA, care determină acel scor de analfabetism funcțional, se dau pentru elevii de 14, 15, 16 ani. Prin urmare, ei vin cu niște cunoștințe din zona generală. Cred că în zona gimnaziului ar trebui să se axeze foarte mult și pe gândirea critică pentru a problematiza și a nu înghiți un text așa pur și simplu să ai o receptare pasivă a lui, ci să ai o receptare activă. Pentru că de foarte multe ori noi suntem, din păcate, puși în situația de a reface sau de a lipi ceea ce nu s-a făcut în gimnaziu.
Și dacă de literatură, matematică și multe alte discipline copiii pot prinde drag la clasă, în situația în care au un profesor dedicat, cum facem cu artele și cum le deschidem ochii, noi adulții, spre cultura de calitate? Posibile răspunsuri în interviul realizat de Pompilius Onofrei. La sfârșitul unei zile de 1 iunie, căreia îi se dă importanță fiind sărbătoare națională, putem trage o concluzie împreună cu Radu Apostol, nu doar creatorul, cofondatorul Centrului de Teatru Educațional Replica, dar și prorectorul UNATC, Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. Așa că firesc ar fi să punem întrebarea care cred că ar putea să doară cel mai tare. Cum deschidem ochii copiilor către o cultură de calitate? Cum îi formăm pentru ca să ne vină înapoi toate lucrurile înspre care ar trebui să îi îndemnăm? O întrebare într-adevăr grea, cred că răspunsul poate să vindece cumva. Teatru, arta în performativă, în special artele, au această capacitate de a te familiariza cu probleme pregnante mari ale comunității, fără să se adreseze doar rațiunii tale, fără să se adreseze doar părții de sus a corpului tău, ci tuturor simțurilor tale. Spuneam că prin teatru educațional, cel puțin, se poate face lucrul ăsta. Teatru educațional e perceput peste toată lumea ca o continuare a celor 7 ani de acasă, perioada în care copilul descoperă realitatea prin joc și prin experimentare. Ori asta poate să facă teatru educațional pe care noi, ca un ATC, am reușit să-l propunem și să-l instituim ca materie de predat în preuniversitar și se încearcă să devină și materie. Sună era poate obligatorie, dar realmente cercetările arată că educația prin artă te face să fii mai empatic, mai sensibil, să-ți pui în valoare creativitatea și imaginația, despre care Sir Ken Robinson spunea că ar trebui să fie valorile primordiale ale sistemului educațional, pentru că trăim într-o lume în care constatăm că ceea ce acum 20 de ani, să spunem, părea așa doar o inovație și o descoperire țărcănită, acum depindem de toate aceste gadgeturi, de toată această infrastructură, de toată această dimensiune digitală. Și gândiți-vă că totuși foarte multe platforme online au fost create de studenți din medii academice în joacă, de dragul socializării, de dragul comunicării cu semenii lor. Și cred că da, arta poate să-l apropie de fapt pe copil de valorile umanității și să-l facă mai sensibil la tot ce se întâmplă în jur. Și vă spun eu, din secolul XIX, Marea Britanie, a existat un profesor, Henry Cadwell Cook, care a avut această viziune, a spus, domnule, noi am putea să lucrăm cu copiii noștri chiar Shakespeare, să încercăm să-i punem să joace, să se confrunte, să se întâlnească cu scene din Shakespeare. De ce? Dânsul preda la momentul respectiv într-o școală, cum era pe vremea aceea, era o școală segregată, era o școală doar pentru băieți, și tot se plângea de faptul că nu putea să-i țină pe băieți de 12-14 ani în bănci 8 ore pe zi. Și atunci a zis, hai să încerc să lucrez cu ei Shakespeare, scene din piesele istorice ale lui Shakespeare. De ce? Pentru că acolo copiii vor fi familiarizați, vor fi puși în situația de a argumenta prin intermediul textului Shakespeare poziții care sunt contrare. Sunt foarte multe scene puternice în Shakespeare în care personajele se confruntă. E o confruntare de idei, uneori chiar nu numai de idei, sunt și confruntări fizice, nu cu dueluri celebre deja, iar la momentul respectiv scrima, de exemplu, se practica în școală și a venit cu această idee Henry Cadwell Cook de a lucra cu băieții scene din Shakespeare și de a da exemplu foarte frumos, foarte puternic, în Julius Caesar, fix după ce e omorât Cezar, sigur pentru niște vin pe care le-a avut, există un personaj care reușește printr-un monolog, nu neapărat să-i convingă pe toți ceilalți de contrariu, ci măcar să-i pună în dubiu. Și reușește Shakespeare, printr-un extraordinar monolog, să stârnească îndoiala într-o situație în care e un individ versus o întreagă comunitate. Toată lumea agrează că trebuie să fie omorât, linșat Iulius Cezar și este un singur personaj, un singur om care are o părere contrară. Și atunci, prin asta, dădea exemplu profesorul Henry Cadwell Cook de faptul că copilul poate fi familiarizat cu felul în care poți să argumentezi o idee, indiferent dacă ești într-o poziție de minoritar. Adică nu trebuie să fie unanimitate. Important este să existe confruntare de idei și să poți argumenta punctul de vedere. Și există o abordare care să fie mai specială la această generație post-mileniardă, această generație care deja pleacă cu niște bagaje de cunoștințe, de abilități, de percepții, care poate nouă generațiile mai vechi ne sunt străine. E foarte frumos cum pui problema așa, pentru că în mod real există generațiile astea care au foarte multe abilități în zona digitală, ei sunt poate conectați la tot ce înseamnă spațiu virtual. Pe de altă parte, nu spun eu, spun cercetători importanți, există foarte multe efecte secundare pe care această relație în mediul digital le generează și cred că ar fi ideal ca noi, ca societate, să le putem pune la dispoziție copiilor infrastructura necesară să poată să pună la bătaie, să poată să împlinească abilitățile pe care ei le-au dobândit formându-se în relație atât de apropiată cu gadgeturile, cu zona asta digitală, dar și aici iarăși plădesc pentru zona artelor performative. Știm și am văzut acum în pandemie că artele performative
formative au fost foarte puternic lovite, pentru că pentru noi proximitatea receptorului, a spectatorului este fundamentală. Și cumva tipul de experiență pe care o ai la teatru, la un spectacol, la un performance, când artistul este în proximitatea ta, se adresează tuturor simțurilor tale. Și aici cred că putem să încercăm să ne propunem să-i apropiem pe acești copii a generației digitale de zona asta performativă, de toate spectacole, pentru că își vor da seama că simțurile lor au un rost, se pot conecta prin ele la lume și că lumea nu este strict în imagine și că tactilul nu înseamnă doar a da cu degetul arătător pe un display, ci înseamnă strângere de mână, înseamnă simți transpirația, temperatura corpului partenerului. Înseamnă viață. Înseamnă viață, da. Dar dincolo de copil și copilărie, ca termeni clari care definesc o perioadă din viață, orice om are partea sa de copilărie, metaforic vorbind sau psihologic. În realitate, fiecare dispunem de două tipuri de inteligență, cea logică, specifică vârstei, și cea emoțională, a copilului interior. Și așa am ajuns prin extrapolare la copilul interior și relația cu el, o tehnică foarte frecvent folosită în terapiile din ultimii ani pentru obținerea performanței în carieră, sport sau viața personală. Atenție! Copilul interior vine la pachet și cu traume din copilărie, care îi îngreunează trecerea prin viață. Ce este de făcut? Oana Stoianovici, coach transformațional. Știința a dovedit că există inconștient, că inconștientul acela captează informații continue din viața. Iar copilul interior este doar un arhetip, așa cum îl numea Jung, al inconștientului nostru și ne aduce pe acest filon de comunicare informații despre noi din diverse momente de timp, ale copilăriei noastre sau ale stării noastre de copil. Nu neapărat trebuie să asociem copilăria și să o încadrăm într-o anumită vârstă. Suntem perpetu copii într-un anumit fel în timp ce devenim adulți. Care ar trebui să fie relația noastră când suntem adulți cu copilul interior? Este important să fie o relație de prietenie, pentru că, de fapt, copilul interior ca metaforă, simbol al inconștientului nostru, ne poate ajuta fantastic de mult în viața noastră de adult. Mintea, gândind la ea ca la un iceberg, vârful e mintea rațională, ne petrecem foarte mult timp în mintea rațională, dar există mare parte ascuns sub apă. Așa este și inconștientul nostru. Faptul că nu-l vedem în viața de zi cu zi nu înseamnă că el nu există și că nu ne influențează și mai mult decât atât că nu ne poate ajuta. În momentul în care devenim prietenii copilului nostru interior și îl includem în viața noastră într-un fel conștient, de fapt avem acces instantaneu la mult mai multe resurse, la o intuiție mai clară, la răspunsuri din alte zone mai subtile ale noastre. Cum putem să găsim acest copil interior în condițiile în care societatea ne învață că odată ce ne maturizăm, trebuie să fim serioși? Să conștientizăm că maturizarea nu înseamnă seriozitate. A fost doar o cutumă care s-a propagat, de fapt, dând o definiție foarte neinspirantă maturității. Maturitatea înseamnă responsabilizare, împlinirea calităților tale și capacitatea ta de a le manifesta la un nivel amplu, înțelegând și integrând paradoxul, zonele de gri, complexitatea vieții, subtilitățile vieții, deci e practic o creștere a capacității. Dar acest lucru nu ar trebui să-ți fure simțul curiozității, entuziasmul copilului din tine, bucuria pentru lucrurile mici și simple care ne încarcă, ne aduc pasiune, poftă de viață. Eu cred că este timpul să redefinim ce înseamnă maturitate și să includem în arta de a fi responsabil entuziasmul și curiozitatea. Ele nu trebuie să fie în conflict și nu se anulează una pe cealaltă. Se poate întâmpla ca un om de 40-50 de ani care are inteligența specifică acestei vârste să fie capabil de a dezvolta sentimente și emoții la fel ca un copil de 7-8 ani? De cele mai multe ori se întâmplă asta. Deși pare adult, nu e neapărat capabil să se manifeste ca un adult din punct de vedere emoțional și simțim asta în momente în care nu poate să fie constant, nu poate să se deschidă în intimitate, fuge de intimitate, nu e flexibil. Și acest lucru se întâmplă pentru că în momentul în care apare o rană emoțională, fie că noi conștientizăm că ea este o traumă sau nu, o parte din noi rămâne blocată în vârsta emoțională la care a avut loc rana. Și acea parte, până când nu este vindecată și trăită conștient într-un proces ghidat, ea nu poate să evolueze dincolo de acea vârstă, pentru că e blocată într-o emoție negativă. De asta oamenii care, de exemplu, intră în acest proces pe care eu îl facilitez de lucru cu arhetipuri, învață să se conecteze cu părțile din copilul lor interior, care au rămas blocate în diverse momente și de data asta să se ducă ca un
părinte conștient, adultul de 40-50 de ani, înapoi în acea situație psihologică din interiorul lor, deci înapoi în relație cu copilul interior la vârsta de 7 ani și să învețe copilul din interiorul lor care a rămas blocat la 7 ani, care este pasul următor. Acest lucru le permite oamenilor să poată să fie de 40 de ani în timp ce au 40 de ani, iar acest lucru aduce automat rezultate incredibile. Când la tine vine o persoană care își dorește să fie ajutată pentru a obține performanță în carieră, în sport, în viața personală, ce tehnică terapeutică alegi? Merg pe a stabili o relație cu copilul interior, pentru că copilul interior își va atrage animalele de putere de care are nevoie pentru a împlini tema adultului și relația pe care o are cu adultul. Aș spune că, de fapt, motivul pentru care să începi o călătorie în trecutul tău, să înțelegi că atâta din cât îți dorești următorul nivel în viața ta de adult și simți că ceva te oprește sau mergi cu frâna de mână trasă, asta este un indicator al faptului că este ceva de revizitat în istoria ta personală. Poate ai amintiri față de acel moment, poate nu ai amintiri față de acel moment, dar acest lucru creează această frână de mână trasă. Și atunci când noi ne dăm voie să explorăm prin relația cu copilul interior aceste amintiri sau pur și simplu ne deschidem către acest proces, practic dăm adultului în noi șansa la toate resursele interioare de care ar putea să beneficieze pentru a-și atinge țelul. Și am păstrat pentru final de emisiune un zâmbet pe care mi-l aduce imediat Cristian Matei, gata să îmbrace orice situație într-o formă cât mai agreabilă. Ca să fii părinte, trebuie să ai școală, spune verișoara mea. Desigur, în acest context, cuvântul școală nu înseamnă carte sau educație în sine, ci este vorba despre acea școală pe care ți-o oferă viața, observând foarte atent ceea ce se întâmplă în jurul tău și cumpănind între ce este bine și ce este rău. De ună zi mă găseam într-un parc. Era cald, soare, nu începuseră ploile astea și observam, așa cum am mai făcut-o deseori, ce se întâmplă pe alei și la locurile de joacă, ascultând în același timp și dialogurile dintre cei mici și cei mari, adică între copii și părinți sau între copii și bunici. De exemplu, o mămăiță care croșeta, bănuiesc, la fața unui pulovăraș, își admonesta nepoțelul ori de câte ori acesta se mișca în voie. Nu alerga că transpiri, sau nu te așeza că te murdărești, sau nu-ți da fesul jos că răcești. Și toate astea fără să-și ia ochii de la Andrele, de ziceai că e mămăiță ninja. Să o luăm pe rând. Nu alerga că transpiri. În opinia mea, un copil care alergă este semn de sănătate. Deci, lăsați copiii să alerge, iar voi, mămăițelor, nu fiți comode, ci luați cu voi înainte să ieșiți pe ușă mai multe tricouri de schimb și un prosopel chiar. Știu, o să spuneți, păi da, dar răcește copilul. Ei, și ce dacă răcește? O să răcească probabil de vreo 2-3 ori, însă cu ce avem la ora asta în farmacii, suntem la adăpost. Așa că, mamaie, nu mai e ca pe vremea matale. Lasă copilul să alerge și să se bucure de copilărie. Mai departe, nu te așeza că te murdărești. Așa și, ce dacă? Ajungi acasă și speli hainele copilului. Care-i problema? Pierzi telenovela? Adios, Esmeralda. Esta vez es para siempre. Na, că a plecat și Jose Armando. Și ultima frază, aia des uzitată. Nu-ți da fesul jos că răcești. Fes, vara... Unde mai pui că săracul copil avea și vată în urechi? Da, ca să nu-l tragă curentul, mamă. Vă rog eu frumos, stimate mămăițe și bunicuțe și cum vor mai fi zicând nepoțeii și nepoțelele, lăsați amintirile din copilărie deoparte și încercați să vă axați atenția doar pe siguranța și integritatea copilașului. Interveniți doar atunci când este un pericol real. Până atunci, lăsați drobul de sare la locul lui, lăsați-i să copilărească, să alerge, să bată mingea, să se murdărească și să pună întrebări. Și mai e ceva, iar acum mă adresez în primul rând părinților. Nu vă mai comportați de parcă ai voștri copii au venit pe lume știind tot, și ce-i bine și ce-i rău. Nu le mai spuneți tot timpul că aveți așteptări de la ei, pentru că ei sunt cei care așteaptă de la voi totul. Ei nu știu nimic, ei învață și, atenție, învață prin mimetism, adică ce văd, aia fac. Degeaba le spuneți că nu-i frumos să țipe, dacă vă aud pe voi țipând, vor țipa și ei. Pe de altă parte, un copil nu vine pe lume cu un manual cu instrucțiuni de folosire. Este adevărat și faptul că nici să fii părinte nu e ușor. De-aia mă gândesc că un început bun și un exercițiu excelent ar fi acela în care să vă amintiți ce nu vă convenea atunci când erați copii. E simplu. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. În plus, îmi permit să vă sugerez o cale de comunicare cu ajutorul căreia să ajungeți la sufletul copilașului vostru. Zice așa. Ce are nevoie copilul tău să audă de fapt? 1. Am încredere în tine. 2.
părerea ta contează. 3. E în regulă să greșești. Din greșeli învățăm. 4. Te ascult și te înțeleg. 5. Ai idei grozave. 6. Ești unic. Nu te compara cu nimeni altcineva. Dar mai ales 7 și 8. Sunt aici pentru tine și te iubesc orice ar fi. Acesta nu este un pamflet. Sunt cuvinte spuse din suflet. Iar dacă după tot ce ați auzit vor apărea și manifestări neplăcute și ceva semne de întrebare, nu vă adresați medicului sau farmacistului, ci mergeți direct la copiii voștri și spuneți-le simplu: te iubesc. Cam atât pentru astă seară. Agenda copiilor a ajuns la final. Sunt Andreea Marin și până vineri seară, când ne reîntâlnim la Econatura, vă las cu Andra Gogan și Dacă și părinții ar fi copii. Așa, ca încă de 1 iunie. Să ne fie bine, oameni buni! Da.